Domnilor, după cum vedeți, îs pe afară, mă plimb, nu-s grăbit. De ce am ieșit să mă plimb? Poate voi o să vă întrebați. De ce a ieșit Nelson să se plimbe pe afară? Nu ca să iau aer curat sau ăsta. Deci am ieșit pe considerentul și pe tactica, pentru că auzeam gălăgie în dulap. Oamenii, vedeți că-s cu fereștile închise, auzeam gălăgie în dulap. Vai, Zucker, vai, Zitzbatze, vai, Zurich în germană. Eu nu știu germană. Nu știu să reproduc cuvintele care astea. Ce mâncava s-a întâmplat? Deschid dulapul și ce face? Mâneca flutura. Cracul de la pantalon flutura. Ce înseamnă asta? Înțelegeți? Flutura, semnul de la boss. Sărea în sus și în jos. Din mă mâncavaș. S-o nădușit. Și vroiau aerisire. Și-o zis să le scot la aer curat. Bă, alo! Deci eu le-am scos la aer curat. Ăia m-au văzut că-s cu asta mână și-o trecut pe partea aia altă. Înțelegeți? Le-am scos la aer curat. Mergi să pui pariu? Te striga hanile în dulap că se sufocă și am ieșit să-mi aerisez bossul. Deci, domnilor, mai nici nu credeți. Am ieșit să aerisez, bă, oamenii, bă, hanile. Hanile, deci fiți atenți aici, voi nici nu înțelegeți calitatea hanilor. Și semnul meu de la Nike. Deci am fost să-mi aerisesc hainele de firmă. Înțelegeți? Ajung acasă, mă pun în pat, îmi aprind o țigară, fac o cafea și încep să latru. Ca și cine? Ca și pichinezul ăla de acolo. Încep să latru ca și pichinezul. E pe curent? Nici mi-a fără să pedaleze. Vă dați seama ce-o scos ăștia. Să nu mai face efort fizic. Te sui pe ea și te duci. Chie, tata, î.